viața sărăciei din Chișinău a fost exilată ca și casa aceea pe unde adună pe oamenii străzi. Peste calea ferată, unde nu ajunge deloc transport public. Unii comercianți sau cumpărători vin cu mașina, eu am venit cu bicicleta, mai mult ca să filmez. Dar unii nu mai au răbdare până la piață și rămân pe pasajul pietonal să vândă. Acolo e civilizație și aici nu prea. Mărfuri second hand. În capitală cam ca la țară. Aici la margine a venit lumea să-și vândă lucrurile din casă, cred că. Nu știu dacă e business privat sau e construit de primărie. După ce muta la piața asta lor, e interzis de intrat cu bicicleta. Ba mai mult, e interzis și de filmat. Opa!